Bună ziua! Astăzi vă întâmpim cu Tomiță, Tomi, care știu eu ce vrea să facă el acum. Vrea să se urce pe un dulap. De asta l-am prins. Sunt în cameră la băiețelul meu. Stai mă, Tomi, mă, că tu ești un pisic cu minte. Ce te-a apucat acum nebunia? Sunt tot în cameră la băiețelul meu. Uite-l aici pe Tomi, dragă Tomi. Și avem patul pe partea asta și lângă pat am un dulap pe care domnul Tomi stă așa ca un rege. Hai, că te las să te duci. Uai, ce pofos și mare e. Stai, 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 că mă zgârii, măi, nebunel. Stai. Aoleu, Doamne, ce s-a agitat. Scuzați. Hai, gata, că s-a urcat. Funny, Tomiță. Da, deci astăzi este 29 februarie și pentru că este o zi cu care ne întâlnim rar, 29 februarie, o dată la 4 ani, cum știm, am zis să fiu spontană. Îmi place cuvântul ăsta, spontan, și să filmez din nou. Sunt în cameră la băiețelul meu, Maxim, cum v-am zis. Am reușit să pun telefonul pe un trepied cu un ring light, sunt cool. Și vreau să vă arăt ce am cumpărat astăzi. La mine este 12 și 10. E joi, 29 februarie, cum am zis. L-am dus pe Maxi la școală de dimineață. El începe programul la între 8:35 și 8:50. Acesta este intervalul când trebuie să-l duci la școală pe copil. Deci am ajuns acolo undeva pe la 8:45, aproape de final, pentru că m-am trezit foarte greu. Spre sfârșitul săptămânii se acumulează oboseala și e mai complicat. L-am lăsat la școală, cum am zis, și după aceea m-am oprit la un magazin românesc, aici din zonă, să caut niște mărțișoare, pentru că mâine e 1 martie. Am găsit acestea tradiționale cu coșar. Este și unul cu o potcoavă, un alt coșar și mai sunt unele cu trifoi, așa. A fost ori la 35,1. Am luat 10, pentru că na, sunt vreo 4 fetițe cu 2 mămici, să mai aibă acolo de rezervă, poate vrea să mai dea la cineva. Și până s-a deschis magazinul românesc, m-am mai oprit la un alt magazin, se numește TK Maxx, un fel de outlet, de unde mi-a luat un hanorac. Vă arăt hanoracul. Este super, super, super drăguț, e super vesel, îmi place super mult hanoracul ăsta, nu știu cum se fac să mă ridic. Deci, l-am și probat, îmi place cum vine și a fost 15 lire, chiar un super preț. Mai l-arăt o dată pentru că îmi place prea mult. Așa, am luat camera cu asta, cum vă ziceam. Tomi tot acolo se linge de zor că l-am ținut în brațe, am deranjat blănița. Și l-am luat un șefricolor pentru nepotul meu, Luca. V-am spus că o să fac un pachet să trimit în România. Un tricou așa simplu alb, de la Lyle & Scott. E foarte bun materialul. Au avut și soțul meu de la ei niște tricouri și sunt foarte bune. Și încă unul de la Nike Jordan. În fine, mi-a plăcut treaba asta și mi-a plăcut prețul că a fost ăsta. A fost 16 lire. Dar eu zic că e ok, ma, pentru băieți. În fine. Și încă un tricolaș. Scuzați, fost menică. Asta. Tot așa, de la Lyle & Scott, dar pentru Maxi. Am zis că e bun materialul și să se potrivească cu Luca sau cu tati, dacă vrea. Mi-am făcut și un moț. Am o stare interesantă astăzi. Am mai încercat. Și m-am oprit și la Marks & Spencer pentru că sunt mai puțin. Mai căzut cumva. Sunt cumva aproape.
Și am mai găsit un plovoraș. Uitați așa. Culoarea asta a untului, care îmi place. Mi se pare că se potrivește cu tenul meu. Simplu, basic. Asta a fost 19 lire. Da, am așa o stare de oboseală, de melancolie, pentru că vine mărțișorul și vine ziua lui Maxi. E interesant. Am încercat să fac un fel de daily vlog. Am mai filmat puțin de dimineață, doar că mă simțeam mult prea obosită. Se simțea și din voce și din felul cum vorbesc. Chiar eram obosită și nu o să arăt. Vreau cumva să integrez partea aceea în clip, dar nu. E mai bine să mă vedeți așa, în forma asta, un pic aranjată. Eu n-am nimic cu ideea de a apărea natural în fața camerei. Nu cred că machiajul meu este foarte complicat. Doar că am stat eu așa și m-am gândit și cred sincer că partea aceasta cu filmatul, cu YouTube-ul, mă ajută puțin, îmi ridică moralul, pentru că m-am văzut în clipul pe care vă spusesem că vreau să-l inserez cumva în acesta. Și mi se părea că eram obosită, nu-mi plăcea tonul vocii, mi se părea că e prea jos, așa că m-am dus frumos la baie. Mi-am prins părul, care apropo să zic că părul meu, asta e a 6 sau a 7 zi de când nu îl spăl și cred că arată foarte bine. Da, am dat dintr-una în alta, m-am prins părul cumva, m-am măchiat puțin și deja mi s-a schimbat toată starea. Adică am ieșit din starea de oboseală, plictiseală, într-o stare un pic mai vioaie, zic. Zic, îmi place mai mult acum de mine. Da, cam asta. Am vrut să filmez astăzi neapărat pe 29, pentru că 29 februarie, repet, e o zi cu care nu ne întâlnim foarte des. O să-l iau pe Maxi de la școală mai târziu, trebuie să mă gândesc să-i pregătesc și ceva de mâncare și aici plouă, e foarte urât. Cred că și la ploaia asta nu ajută prea mult, dar da. O să-l iau de la școală, cum ziceam, și să vedem ce mai facem seara. Până îl iau pe Maxi de la școală, să nu vă gândiți că stau, că nu pot să stau. Am o grămadă de treabă la laptop, niște mail-uri de trimis, plus că am de călcat, mai am de spălat. Treburile în casă nu se termină niciodată și când lucrez de acasă, da, cam atât, am vorbit mult și nu vroiam să fie scurt. Vă îmbrățișez, Elena, pentru tine toți popicii. Mulțumesc încă o dată că ești lângă mine. Vă mulțumesc și vouă, fetelor, care sunteți în continuare alături de mine. Sper să ne revedem cu bine în următorul clip. Să aveți spor în tot ce faceți. Numai bine!